Hello everybody! Bună ziua tuturor! Good evening, good afternoon! Bună ziua sau bună dimineața sau bună seara, depinde unde priviți, pe ce fus orar. Ne vedem acum pentru meditația de lună plină și codurile de lumină care urmează să vină pentru acest subiect. We now meet for the full moon meditation and the light codes that are about to come on this topic. Let's see what comes today for this full moon. Hai să vedem ce vine astăzi de lună plină. Am cu mine și cărțile pentru ființe stelare pe care o să le folosim astăzi în meditație. I also have with me the star seeds oracle cards that we're going to use in this meditation. And until everybody joins, I'm just going to start with the message of the day. Până toată lumea vine, o să încep cu mesajul zilei. Because today is the flower full moon, I felt to wear this poncho that I weaved for myself that looks like petals of a flower and is woven in the frequency of unconditional love. Pentru că azi este ziua de lună plină care se cheamă luna plină a florilor, am simțit să port acest poncho, acest veșmânt pe care mi l-am pletit pentru mine și care seamănă cu petalele unei flori, dar este și țesut în frecvența iubirii necondiționate. De aceea are aceste culori suave. O să vorbesc mai mult despre creațiile El Traian, cum împletesc în fiecare zi câte ceva pentru mine sau cei dragi. I'll tell you more about the El Traian creations, that every day I'm weaving something for me or the dear ones. And why I'm bringing this up, because this brings me into the feminine, into the sweet frequency of the feminine energy from wherever I am. De ce vorbesc despre lucrurile pe care le împletesc? Este pentru că aceste lucruri, această activitate mă aduce în energia feminină și de oriunde sunt, din orice stare sunt, pot să mă întorc înapoi acolo cu această activitate a împletitului. Ceva ce făceam atunci când eram mică și acum din nou îmi amintesc despre puterea acestei activități. Bun. Până se adună toată lumea, o să începem o să începem cu mesajele pe care le-am primit pentru astăzi. Until everybody gathers, I'll start with the messages that I've received for today. The cosmic messages of the day for the full moon. Mesajele cosmice pentru azi de lună plină. This card says, Starkeeper, cosmic ancestor, see the light by staying grounded. Această carte spune, păstrătorul al informațiilor din stele, sau lucrătorul stelar, ești un spirit foarte vechi, ancestral, și continuă să semeni lumina, dar păstrându-ți starea de împământare. See the light by staying grounded, that's the message of today, so that we remember or don't forget to ground ourselves and to stay grounded.
Personally, I felt to take a day off the other day and simply lay on the ground at the sacred site and tune into the energies that are coming in. Eu am simțit ieri să stau pur și simplu întinsă și să mă acordez la energiile care urmau să vină pentru perioada de lună plină. So this is what I did all afternoon, and it's been, I'm still in that rhythm of very deep relaxation, and this is the energy that I feel to share with you today. Deci sunt încă în energia aceea de relaxare profundă pe care astăzi vreau să împărtășesc cu voi. And the message of the day is, you're an ancient keeper of the stars, here to anchor and seed your light in your unique way. Mesajul de astăzi este că suntem păstrători ai științelor străvechi din stele și suntem aici pentru a ancora și semăna lumina noastră într-un mod unic. You've likely been incarnated on Earth for some time now, dedicated to an era of awakening and bringing about a long-awaited shift in the planet's evolution. Probabil te-ai încarnat pe pământ deja de multe ori și ai dedicat o eră, poate, trezirii și aducerii unei schimbări de mult așteptate în evoluția planetară. We're at the tipping point now. The survival of Earth and all its species is coming to a head. Suntem acum într-un punct critic, iar supraviețuirea planetei și a speciilor ei a ajuns în acest punct. The more grounded you remain during this transitional period, the more helpful you'll be. Cu cât rămâi mai împământat în această perioadă de tranziție, cu atât vei fi mai util, cu atât vei fi mai mult de ajutor umanității. Asta e important pentru că mulți dintre noi, cu cât ne ridicăm energia și cu cât accesăm energii mai înalte, cu atât vrem să rămânem în sferele acelea înalte și să cumva nu ne întoarcem neapărat în cele mai dense zone, dar este necesar să știm să împământăm, chiar dacă nu intrăm în densitate, este necesar să știm să împământăm energiile noastre cele mai înalte, să le împământăm prin corpul fizic și prin efectiv în fizicalitate, în inima mamei pământ, și de aceea facem aceste meditații cu aducerea unor energii înalte, cosmice, și aducerea lor până în centrul pământului. Iar astăzi avem această meditație de lună plină cu bolurile tibetane pe care le folosesc și vom lucra efectiv cu împământarea unor energii înalte, benefice, care vin acum pentru evoluția noastră. Și vă invit să participați, este un link în comentarii sau un link în bio pe Instagram la care puteți să vă înscrieți. So there's a link in the comments or a link in bio on Instagram that you can choose to come in and participate. And it's really, really important that you do so, so that you are part of the team that is now downloading these beautiful energies. Deci este important să participi ca să faci parte din echipa care downloadează aceste energii, întrucât dacă te simți chemat și ești deja aici, ești parte din această echipă. If you're already here and you're watching it, you are part of this team. So this is part of the message. I'm just making sure that I'm putting the link in the comments so that everybody can join. Asta este o parte din mesaj. Mă asigur acum că pun linkul în comentarii pentru ca toată lumea să poată participa dacă alegeți să fiți în
în acest webinar cu noi. This webinar is part of the Pranic Process Online, an 8-day program that we hold for many, many years now. And you can participate either in the webinar of today or the whole program of 8 webinars. They are really, really helpful for the planet evolution and for your personal evolution. Deci puteți participa fie în webinarul de astăzi, fie în întreg programul, care este foarte, foarte util pentru evoluția personală, dar și evoluția planetară. Și aveți, cum am spus, link în comentarii pe Facebook și în descrierea videoclipului, dar și link în bio pe Instagram. So let's rock, right? Hai să începem. Cum am spus, este un mod în care poți participa, un mod specific, fie mă anunț spunând da în comentarii și te includ în meditația, în link-ul cu care puteți participa la meditația noastră globală, fie te înscrii prin link-ul pe care l-am pus în comentarii și în bio, dar cel mai simplu este să mă anunț personal acum în comentarii, pentru că așa pot să văd și să reacționez imediat ca să nu pierzi o parte din meditație. Ok, so we'll continue with the message of the day. The more you tend to the flames of your heart, the more love you'll anchor onto this planet. Cu cât ai grijă mai mult de flacăra inimii tale, de scânteia inimii tale, cu atât ancorezi mai multă energie pe această planetă. De aceea am spus că azi vin în această energie pe care am țesut-o pentru mine, în această energie a iubirii necondiționate. Îmi place să țes efectiv aceste țesături, aceste împletituri, fie rochii, fie ponciuri, fie diverse alte obiecte vestimentare, care fiecare au o anumită energie, o anumită vibrație și când le porți, ele sunt în aura ta și cu vibrația respectivă. Le-am făcut de-a lungul anilor pentru că în magazine nu găseam această energie și o să vă arăt câteva dintre ele, doar ca să vă faceți o idee la ce mă refer. So I love weaving these energies into my clothing. So I'm making my clothing with these energies that I can then wear and anyone can wear in their auric field. And I have specific clothing, specific weavings for each energy that I wanted to manifest. So it's a way of manifesting specific energies on Earth. For example, this is a dress with the Mary Magdalene energy, and it's really long and nice, and it's going to be ready soon, and I can't wait to wear it. You can wear it very beautifully with this energy of Mary Magdalene. And of course, there's the rainbow energy that I really worked on bringing on a planet for a long time, and I enjoy having around me every day, and it's a beautiful sign. You know, rainbow, when it appears, it's a beautiful sign that you're doing a great job with whatever it is that you're doing, and that your energies are in balance and all chakras are aligned, because that's the color of the traditional human energy system, even though I've seen many other colors in people's auras and chakras, but this is the traditional system that we know of, the rainbow energy. So I love weaving it. You see, I'm weaving it in my shawl, I'm weaving it in my dresses, and I'm weaving it everywhere, this rainbow energy, because it's a really, really, really good omen. Deci îmi place să țes aceste țesături, cum am spus, pentru mine și cum ar fi acest șal cu energia iubirii necondiționate sau rochia asta cu energia Mariei Magdalena pe care o să o port atunci când va fi gata. E o roche lungă, foarte elegantă
și șalul acesta cu energie curcubeu, deoarece energia curcubeu este o energie pe care o folosesc foarte des și îmi place să o port mereu în aura mea, pentru că este o energie care atunci când apare pe cer, curcubeul este o binecuvântare, este o încurajare, este un semn că ai făcut o treabă bună, este o un feedback că ești pe calea cea bună, dar este și o energie de susținere, pentru că în sistemul tradițional de chakre, curcubeul este culoarea chakrelor noastre, culoarea sistemului nostru energetic, și atunci când ai energia curcubeu, înseamnă toate chakrele tale sunt echilibrate, fiindcă ai câte o culoare corespondentă fiecare chakre și toate sunt bine aspectate. Deci îmi place să fac aceste țesături pentru a materializa aceste energii. Este încă un mod de a materializa pe lângă pictură. Și vă spun despre aceste lucruri pentru că azi este o zi de manifestare și materializare și sunteți invitați să faceți efectiv lucru cu mâinile, pictură, desen, construiți ceva, faceți ceva din lut, din plastilină, din desene, din carioci, din țesături, cum am făcut eu, da? Pentru a materializa anumite energii pe care vreți să le aveți pe planetă și la voi în viața voastră, da? Faceți aceste lucruri astăzi, de lună plină, ca un ritual și ca un ca o împământare a energiilor, așa cum am spus, pe care vreți să le aduceți. So you can have this ritual of full moon in which you create something with your hands. Like I'm weaving these things, you can paint something, you can draw something, you can write down your intentions, that's also a manifestation. So if you're participating to the full meditation, make sure to bring pen and paper to write down your intentions now. And you can manifest quicker if you put it in the actual physicality, if you make it with your hands, like mold something or write something or weave something or paint or draw something, that's quicker to manifest your intentions. And today you're invited to do so. It's full moon and it's really powerful. The continuation of today's message: the wisdom of the stars is imprinted in your soul. The more soul fragments you call home, the more wisdom is seeded here in your soul. Deci, înțelepciunea stelelor este amprentată în sufletul tău. Cu cât îți chemi mai multe părți de suflet acasă, cu atât mai mult din această înțelepciune este sădită sau reamintită în interiorul tău. Deci astăzi este important să ne chemăm acasă și să ne aducem înapoi energiile pe care le-am cedat în locuri, situații persoanelor care ne sunt dragi. Da? De multe ori spui am pus suflet sau îmi dau sufletul pentru diverse lucruri, pentru tine, sau am pus suflet în relație, sau am pus suflet aici și acolo. Este important unde ai pus suflet, de acolo să-l iei. Pentru că nu trebuie să pui suflet în ceva, sufletul tău trebuie să rămână cu tine și trebuie să pui doar energie și intenție, iar în părțile tale de suflet să se recupereze acum. Dacă ceri, o să primești înapoi părțile tale de suflet, curățate și purificate în lumina lui Dumnezeu, pentru ca sufletul tău să fie întregit. Asta e important și asta putem face într-o ședință individuală și lucrăm unul la unul pentru recuperarea părților de suflet, pentru ca viața ta să se schimbe și energia ta să fie la potențial înalt. Mesajul de astăzi este că lăsăm în urmă tot ce nu ne este de folos și intrăm într-un nou nivel energetic. Lăsăm în urmă traumele, ciclurile karmice, blocajele, anxietatea, stresul, blestemele generaționale și toate alte lucruri care ne distrag de la
a împlini calea sufletului nostru, da? Este un timp în care putem să ne spălăm pe mâini de aceste lucruri, să scăpăm de ele, să spunem, gata, eu cu asta am terminat. Dacă ești gata, dacă ești pregătit, asta vom face în această meditație. So today it's time to shed the old and embrace the new. And we let go today of trauma, stress, all the blockages, anxiety, karmic cycle, generational curses, all patterns that don't serve us anymore, all distractions, everything that doesn't serve us. This is what we're doing in this meditation. We're clearing all that stuff out, and it's best that you participate and be with us because it's going to be really, really powerful. If you're ready, if you want. And today you can make some affirmations like, I release all situations and energies that no longer serve me and my dreams. Astăzi puteți să faceți niște afirmații sau să vi le scrieți, cum ar fi, eliberez toate situațiile care nu mai servesc mie și intențiilor mele celor mai înalte. I ask the universe to allow my blessings to flow effortlessly into my life. I am prepared for the next level of my life with the right love, good fortune, new blessings, major breakthroughs and big miracles. It is done, it is done, it is done, and so it is. Deci mai poți spune astăzi sau scrie, cer universului să permită binecuvântărilor mele să curgă fără efort și cu grație în viața mea. Sunt pregătită sau pregătit pentru următorul nivel al vieții mele cu iubirea armonioasă, cu noroc și susținere, cu binecuvântări, cu susținere din belșug și cu miracole. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit și așa este, da? Dați-mi niște feedback dacă asta vă place și rezonați și vreți, da? Asta este energia în care lucrăm astăzi, cu intențiile astea și cu energia asta lucrăm astăzi pentru această meditație de azi. Și tot azi este un timp în care putem cultiva sau însămânța ceea ce avem nevoie să manifestăm, deci este o energie de fertilitate, practic, astăzi. So today we can cultivate or seed whatever it is that we want to create or manifest. So it's a time of fertility, it is a time of abundance, it is a time of growth, and it is also a time of embracing parts of yourself that you left behind far beyond you could ever imagine. Deci astăzi este și un timp pentru abundență, un timp pentru creștere și un timp de a îmbrățișa părți ale tale, cum am spus, părțile tale de suflet sau energia ale tale pe care sunt mult peste ce ai putea să-ți imaginezi. Dar pentru asta trebuie să le ceri și să le primești. Vino cu noi în această meditație și cu asta lucrăm azi. Improving realities beyond what you could ever imagine. Gaining clarity about who you are and what you want like you've never known before. Astăzi e timpul să îmbunătățești și să upgradezi realitățile tale dincolo de tot ce ți-ai fi putut imagina. E un timp pentru a recăpăta claritate despre ce vrei și cine ești într-un mod în care nici măcar n-ai știut până acum. Da? Și să treci peste toate lucrurile din trecut care te-au ținut blocat, da? Foștii tăi iubiți, fostele iubite, alte lucruri care te-au ținut pe loc, pattern-uri, cum am spus, obiceiuri, tot felul de lucruri, le poți acum lăsa deoparte. E timpul pentru nou și pentru înflorirea unor noi realități în viața ta. Asta este luna plină de astăzi. Asta este webinarul pe care îl facem acum. Cu asta lucrăm. Spune da în comentarii dacă vrei să fii cu noi pentru meditație. În curând începem. Dar vă spun despre ce vorbim azi și cu ce ne jucăm și în ce energii lucrăm. Da?
Blooming the right love and the destined relationship, soul purpose and alignment. Înflorirea unei noi iubiri, unei relații care este pe calea destinului tău, da? Nu neapărat o relație karmică, dureroasă, complicată, complexă, chinuitoare. Asta începe azi, o nouă eră pentru relaționare, cu bucurie, ușurință și grație, și alinierea cu scopul sufletului tău. Cu asta lucrăm azi. So, blooming the right love, destined relationship, soul purpose alignment. This is what we work with today in the webinar of today and in the meditation. Next, in the message of today. You may be called to be in different places in the world to anchor this light. Like in my case, I'm all over the place all the time. S-ar putea să te simți chemat, sau unii dintre voi să se simtă chemați, să se simtă conectați, să meargă în diverse locuri din lume pentru a ancora această lumină. Perhaps by taking a trip or living in a certain location, you might also find yourself experiencing awakening symptoms. Poate, făcând o excursie sau locuind pentru o vreme într-o locație diferită, s-ar putea să experimentezi chiar simptome de trezire. Cei care nu s-au trezit deja, dar voi, mulți dintre voi, sunteți deja treji. The more grounded you remain, though, the more stable Earth's energy will become and less reactive humanity will be. Cu cât ești mai împământat, cu atât mai stabilă va fi energia telurică pentru tine și energia planetei pe care te afli și cu atât mai puțin vor reacționa sau vor fi, trigăriți și agitați oamenii din jurul tău. Deci cu cât ești tu mai împământat, cu atât oamenii reacționează mai bine. Asta vrea să spună mesajul ăsta. You're here for a double mission. To grow as an individual and as a part of a larger collective that's bringing about a shift in frequency. Ești aici pentru o misiune dublă. Să crești ca și individ, dar și ca parte a unui colectiv, a unei comunități mai înalte care aduce o schimbare de frecvență. Câți dintre voi rezonează cu asta? Mâna sus, trimiteți inimioare și alte semne de aprobare. Sau de agreement, de acord. So if you agree, send some hearts, send some okays, let me know if you're on this topic. Trust that you can be in the world but not of it and lead to a truly glorious life. Ai încredere că poți să fii în lume, dar fără a face parte efectiv din toate tulburările ei, și că poți să ai o viață glorioasă, o viață plină de bucurie și grație. Și activarea de azi pentru mesajul și ce am transmis, puneți mâinile pe inimă, pe portalul inimii tale și șoptește aceste lucruri sau intonează-le cu voce tare sau în interiorul tău. Recunosc și îmi asum faptul că sunt un păstrător al înțelepciunii din stele. Aleg să ancorez lumina mea și să stau, să rămân pe cât de împământat este posibil. The message of the day and the activation of the day is I acknowledge that I am a star keeper and I choose to anchor my light and stay as grounded as possible. A deep breath to let this integrate in your system. Facem o respirație profundă pentru a lăsa această afirmație să se integreze în sistemul nostru. Cum se simte această afirmație? Este ceva cu care rezonezi? Se activează inima ta? Simți că sunt goosebumps și stări de expansionare când auzi asta? Sau ce este ceea ce simți când spunem acest mesaj? Vă aștept cu comentariile înainte să încheiem live-ul pe Facebook și Insta.
sau să-mi spuneți ce simțiți sau să spuneți întrebările voastre și vă aștept să veniți în meditație. Puteți să repetați, dacă nu puteți fi acum online și pentru toată meditația sau nu sunteți într-un cadru în care puteți fi atenți și concentrați, vă trimitem oricum înregistrarea și veți participa la această meditație în oricare moment sunteți voi pregătiți, dar vă va ajuta foarte mult. So if you can't be online now, you can be with us in any other moment that you're ready and you're in a quiet place, and you can look at the, you can watch the recording in any given moment that you're ready, because now is the time to be with us, yes, and you can participate from the comfort of your home whenever you're ready to the recording of the meditation. It will still work very well for you. Tot va funcționa foarte bine pentru voi. O respirație profundă, vă îmbrățișez pe toți cei care sunteți online pe Facebook și Insta. Spuneți da în comentarii dacă vreți să fiți în această meditație. Aveți link-ul în comentarii pentru a ști cum să participați. Cei din Insta nu l-aveți în comentarii, l-aveți în bio. So those of you who want to be in this webinar, this full meditation, there's a link in comments on Facebook and in bio on Insta so that you can say yes and join us. Big hugs, much love, and remember, this is part of the Pranic Process Online. You can either join the webinar of the day or the whole program, and it's in bio and all the details are there. Big hugs, see you soon.